Medieșenii și nu numai ei sunt invitați la teatru. Pe scena Sălii Traube se va juca pe 8 mai piesa Letis și Leuștianul. Este vorba despre o comedie excepțională care le va prilejui celor prezenți întâlnirea cu actorii Crina Lință, Ioana Pavelescu și Silviu Biriș. Piesa vorbește cum uneori cei mai diferiți oameni pot avea cele mai nebunești lucruri în comun, dar și despre cum unele întâlniri ne pot schimba viața. O comedie deosebită, publicul nu trebuie să piardă acest spectacol, pentru că o să-l vadă pe Silviu Biriș în vreo 4 roluri diferite și la un moment dat nu o să știe cine joacă fiecare rol. Și eu zic că se apropie de închiderea stagiunii pentru noi și am venit cu o piesă de teatru care să mulțumesc spectatorii dumneavoastră de aici din media și vin cu drag pentru ei, pentru că și la spectacolele celelalte au venit și eu le mulțumesc extraordinar. Mulțumesc și primăriei pentru că îmi dă ajutorul să am sala de aici de la dumneavoastră și să țin spectacole. Dragii mei, mă bucur că ne vom revedea în curând. Sunt Silviu Biriș și vă dau întâlnire luni, 8 mai. Orele 19, în orașul dumneavoastră, Mediaș, la Sala Traube, cu o comedie excepțională, Letis și Leuștianu, un text adorabil semnat de Peter Schaeffer. Nu voi veni singur, voi veni împreună cu minunata colegă Crina Lință, într-un rol excepțional de debut și cu marea actriță a scenei și filmului românesc și internațional, doamna Ioana Pavelescu, binecunoscută dumneavoastră publicului larg din superbul film Osânda, semnat de Sergiu Nicolaescu. Nu ratați această întâlnire luni 8 mai, orele 19, Sala Traube, Mediaș.